Bine ați venit, bine v-am găsit. Este o zi deosebită pentru comuna noastră, drept pentru care am să țin un mic cuvânt despre tradiții, obicei, portul și așa mai departe. Personalitate marcantă a culturii românești, Constantin Rădulescu Motru, spunea, citez, că vorbesc cu elocvență despre geniul creator al poporului nostru, despre talentul și mândria cu care l-a înzestrat natura, despre marea lui sete de frumos. Dispunând de un patrimoniu etnografico-folcloric original, bogat și foarte variat, satele din zona etnografică a Tazlăului Sărat s-au înscris pe linia valorificării cultural-artistice și educative, valorificând în cele mai bune elemente prețioase moștenirii ale trecutului. Jocurile și dansurile populare moldovenești din zonă sunt prezente într-o mare varietate cu diferențieri ce se întâlnesc de la o vale la alta, pe microzone și în satele de contact cu zonele vecinale. Marele cărturar și domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir, spunea că, citez, jocurile sunt la moldoveni cu totul altfel decât la celelalte neamuri. Ei nu joacă doi sau patru inși la o altă, ca la francez sau polonez, ci mai mult roată sau într-un șir lung, când se prind unul pe altul de mână și joacă roată, mergând de la dreapta spre stânga, cu aceiași pași potriviți, atunci zic că joacă hora. Am încheiat citatul. Simțul ritmic descătușat în aceste dansuri populare, vigoarea cu care sunt executate, frumusețea și varietatea mișcărilor, toate caracterizează specificul necesar variante locale ale jocurilor moldovenești. Dansul, portul, cântecul, obiceiurile, tradițiile sunt elemente de bază ale artei românești, care ne caracterizează ca popor statornic în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și, de ce nu spune, și Nistrean. În multimilenara sa existență, poporul român și-a păstrat cu sfințenie tradițiile și obiceiurile și le-a promovat din generație în generație, ceea ce face și dumneavoastră astăzi, aducând în actualitate tot ce s-a derulat în timp în viața românilor. Prin cultură, poporul român și-a păstrat identitatea specifică spațiului mioritic românesc. Dansul și cântecul românilor se bucură și s-a bucurat de-a lungul timpului de un bine meritat prestigiu, fiind recompensat cu ropote de aplauze în întreaga lume. În prag de sărbătorile tradiționale românești, vă dorim multă sănătate, prosperitate, pace și liniște sufletească. La mulți ani! Mulțumim frumos!